Hai noroc! Astăzi revenim cu un nou videoclip aici pe canal și de data asta revenim cu al patrulea episod din seria cu GTA 4 The Ballad of Gay Tony, așa că haideți repede să facem o mică recapitulare a episodului trecut. E bine, în episodul trecut din nou am fost la mama lui Luis ca să-i dea bani și din nou ne-am întâlnit cu prietenii lui Armando și Enrique. Maică-sa din nou a comentat la Luis pentru că știe ce face. You take care, son! Dealing drugs, people getting killed, nightclubs, you take care! În cazul ăla este dezvăluit că și-a pierdut munca, meseria, nu mai muncește femeia și de asta avea nevoie de bani de la Luis. A mai fost și la Mori, care ăla ne-a propus să facem ceva cursă, dar până să plecăm am văzut cum l-a torturat pe săracul Brucey. Checkmate. În fine, am fost și la Tony, unde ne-am întâlnit cu Gracie and Slutty, frate. A venit ăla, ne-a luat de la clubul de gay, unde Troy ne spunea el ceva. About me working here, man. I can't do it no more. I ain't queer and it's doing my head in. Da, săracul nu-i gay și voia și el să facă altceva, dar Luis nu-i dă oportunitatea, la fel și Tony, nu-l bagă în seamă, îl ignoră. În fine, acolo am fost către casa lui Gracie, dar apoi Luis a plecat la Internet Cafe să-l contacteze pe The Celebinator, acel blogger ce vorbește urât despre Tony pe internet. Iar apoi, la final de episod, desigur că n-aveam cum, am fost și la Yusuf Amir, care al meu era în chiloți cu prostituata în apartament. Vine el la Luis și îi zice să ia... Motherfucking Mustang! Da, un tank de mascați. De ce-i trebuie așa ceva, nu știu. Oricum, ci că vine și taxul peste el. Yusuf! Ultimul prost, dar taxul nu e ultimul prost. El este cel ce are cea mai șmecheră replică din tot DLC-ul ăsta. When a book is called guns, drugs, hookers, and no pants, I think I don't need to read it. Da, așa că ați mai șmecher că ăla nu cred că e în DLC-ul ăsta. Revenim la Luis în prezent. Am rămas la Tony să-l întâlnim la el la apartament. Avem o chestie de făcut, nu știu ce, că nu este specificat în gameplay, dar Luis a fost chemat de Tony aici. Deci cumva l-a sunat, fără să vedem noi, și i-a spus să vină aici. Deci, hai să vedem. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Watch out, boy, she'll chew you up. Whoa, here she comes. She's a man-eater. What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with... Hi, Evan, you're looking cut. Hi, Evan, like a drink? Hi, Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now. Evan, where's Tony? He sent me to him here. Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic. He's back on drugs, he's looking old, he refuses to get any work done, and P.S. the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off out of all of our lives, please. Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake. Ay, Dios mío. Evan, look, I always thought that even for a coke push and steroid junkie, you were a particular asshole. Okay, I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Ah. Hey, Tony, get up. Ah, piss off. Come on, get up, man. Let's go. Ah, piss off. I want to die. Okay, man, if that's how you want it. Yeah. Come on. Ah. Let's go. Oh. 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 Come on. Oh, yeah. Oh, yeah. Come on. Let's go. Better? Oh, great. Come on, Poppy. Let's go. This way. This way. What? Come on. Come on, fuck this. You said we had something to take care of. I ain't having you screw up. I should have let your parole officer put you back in prison all those years ago. You're a degenerate. What about me? You guys can't just leave me here. Yeah, good point. Oh. Now fuck off, Evan. You gave him the pills. Be gone before I get back. Let's go, puppy. Come on, you got it. Let's go. I'm good. Fucking Adderall! Oh, wait. What? I forgot something.
Forgot what? The explosives. Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You want a nightclub, not a terrorist cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Either that or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Blowing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where are you going? Think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of Francis International in his private jet. And you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry. As much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. Go! Shit, Tony. You're a real piece of fucking work. You know that? Da, deci asta a fost un cutscene destul de lung și... Sunt chestii de explicat în el, așa că hai să trecem la explicat. A intrat Luis acolo și s-a găsit cu unul Evan. Evan ăsta este iubitul lui Tony, pentru că, tada, dacă ați uitat, Tony e gay. În fine, ăla era acolo, asculta acolo o melodie, n-avea nicio treabă. Apoi el ia Luis pe sus, îl întreabă unde-i Tony. Și ăla se supără pe Luis, căci că nu-l bagă în seamă, nu-l întreabă ce faci. Evan, uite, te-ai tot Evan, na, deci vrea atenție de la Luis. Și a găsit și el de la cine să vrea. Să ia Luis de el, îl amenință și apoi Evan îi dezvăluie locația lui Tony, aceasta fiind la el în dormitor. Luis îl găsește pe Tony, vai morții lui, obosit, nu, să culcă, e drogat. Deci era drogat, aia era Tony acolo. L-a băgat cu capul în apă să-l limpezească o leacă. Și apoi când a ieșit Luis cu Tony din dormitor, l-a întrebat Evan pe Luis, dar eu ce fac, nu mă puteți lăsa aici. Și atunci se supără Luis pe el și fută un cap în nas. De ce face asta? Pentru că Evan i-a dat acele pastile, acele droguri lui Tony. El da era leșinat mort. Pentru că i-a dat Evan droguri în pula mea, l-a drogat Evan. Profită de el. Îi le dă ca să-i fure banii, să nu știu ce. În fine, după ce ne-am ocupat de ăsta, de Evan, Tony ne spune că a uitat bombele și lui se spune că, bă, frate, tu conduci un club de noapte, nu ești terorist, ești nebun? Iar apoi dezvăluie Tony că Rocco vrea ca el, Tony, să se ocupe de problemele de Uniune. Dacă țineți minte, în misiunea aia când a fost la golf, l-a interogat Rocco pe acel om de Uniune de câțiva oameni ce aveau contracte pentru așa zici mafioți. Țineți minte că a fost 3 oameni, i-a dezvăluit? Ei bine, 3 oameni trebuie acum Tony să omoare. Cu niște bombe face și dezastru. A spus așa Tony, că pe Frankfurt, pe strada Frankfurt, compania Liberty Electric au acolo omul lor pe șantier. Interesant este că în misiunea la golf, ăla a spus pe strada Columbus, nu pe Frankfurt. A mai spus Tony că mai este pe metrou încă un tip, încă un individ, nu știu dacă ăsta bărna de unde e, nu știu să vă explic așa din cap, nu mi-aduc aminte. Alt tip de Uniune ce lucrează pentru altă mafie sau pentru aceeași mafie ca ăla de pe șantier, habar n-am. Și dacă mai țineți minte, Messinas, ce sunt mână în mână cu capul LTA-ului, na, trebuie să-l mână și pe ăla, pe capul LTA-ului. Acel cap al LTA-ului se află la aeroport. Trece la gameplay, avem un Buffalo albastru. Asta e mașina lui Evan, dacă nu știați a cui este. Vom merge mai întâi pe șantier, la acel șantier de pe strada Frankfurt și vom omorâ acel om care este sus pe Macara. Ne vom folosi de bombe să detonăm Macaraua și să cadă omul de acolo. Deci noi trebuie să bubuim toată Macaraua aia. Așa, ne dăm jos, o să avem C4 de la misiune. Erau în acea valiză ce Tony a lăsat-o frumos jos, dacă țineți minte din cutscene. Trebuie să aruncați 3 C4-uri. C4-uri, da, mulțumim. Acum ne urcăm repede în Buffalo. Voi merge în direcția asta pentru că vreau să iau elicopterul. E foarte ușoară misiunea asta cu un elicopter. Da, am desus Macaraua aia și... individul ce era pe ea a murit și el 100%. Bun, voi merge pe aici.
și voi schimba din nou strada dacă nu trebuie să o iau pe aici. Așa, pe aici. Iau elicopterul. Elicopterul ăla lui Yusuf, elicopterul nu ăla Buzzard Doll, celălalt din misiunea aia când am fost să furăm tangul, acel elicopter al lui, se află acum la helipad. Helipadul de aici, putem să-l luăm și să ne folosim de el. Nu este mereu spawnat dacă nu mă înșel, dar nu cred că e mereu spawnat, doar în misiunea asta îl spawnează odată aici. Am venit, am luat Buffalo-ul și mă folosesc de elicopter, pentru că e foarte easy misiunea cu un elicopter. Apropo, dacă n-aveți tun, luați-vă tun. Eu am două rachete, sunt perfecte, doar două trebuie să mi-ajung. Am nevoie de tun în această ipostază fix acum, pentru că mă voi da jos din elicopter și va trebui să bubui ceva anume. Deci trebuie să bubuim Dynamite metroul, din păcate. Deci o să bubuim un metrou întreg ca să omorâm o persoană. Din păcate, asta este. Bun, las elicopterul aici, fug repede în checkpoint și o să încerc să nimeresc trenul. Gata. Ne urcăm înapoi în elicopter și vom merge la aeroport de data asta. Deci țineți minte că am spus de capul LTA-ului că se află la aeroport. Are el un avion privat cu care vrea să plece din Liberty City, nu știu unde se duce. Bun, ne-am apropiat de aeroport și fiți atenți pentru că nu puteți să zburați direct în aeroport cu elicopterul, pentru că aveți un checkpoint în care trebuie să intrați, din păcate. Ușor, nu vă grăbiți, pentru că dacă vă grăbiți o să bubuiți elicopterul și nu vreți asta, vreți să-l aveți. Așa, coborâți ușor, nu vă grăbește absolut nimeni, doar timerul pentru 100% da, nu mă interesează ăla. Așa. După ce ați luat checkpoint-ul, veniți pe acest acoperiș aici. Ușor, nu ne grăbește nimeni. Așa, ne vede poliția, n-are absolut nimic. Scoatem tunul, ridică-te, Luis. Nu trebuia să cad, dar în fine. Și avionul ăla, ăla trebuie să-l bubuim. Gata. A murit și capul LTA-ului. Avem 4 stele și normal n-ați fi putut scăpa într-un elicopter de 4 stele, dar misiunea este scriptată să vi-l scoată. Uite, acum avem doar 2. Și cu elicopterul scăpăm foarte easy. Nu știu, mie mereu mi-a plăcut misiunea asta când eram mic, era preferata mea. O tot rejucam mereu și făceam chestia asta cu elicopterul, de asta știam de ea. Din experiența mea de mic. Cam atât. Hey, Tom. What's knocking me out really necessary? Were you gonna let me take care of this explosive bullshit? Or were you gonna insist on blowing yourself up? I got us into this mess. Exactly, man. Thank you, partner. You should know that Evans walked out on me. We're over. Yeah, I heard that before, T. If it's real this time, it's a good thing. He's dragging you down, man. He's a fucking parasite. You need to concentrate on getting your own life together. See you soon. A sunat Tony, ne-a întrebat dacă chiar era necesar să-l punem la somn din nou și lui i-a spus că da. Oarecum, nu i-a spus în cuvinte da, dar i-a pus o întrebare retorică ce avea răspunsul întrebării lui Tony. În fine, i-a spus că ce mă, dacă nu te puneam înapoi la somn, tu nu mă lăsai să rezolv treaba singură. Aia i-a spus. Da, mișto, cam atât. O să mă duc la Mori. Bun, și revenim la piticul de Mori. Precum bine știm de data trecută, ar trebui să fie ultima treabă la el. 32! 30... Oh, come on! Ah! Come on, one more! Come on! Ah! Screw you, Morty! Why you gotta be such a cock? Oh, I'm sorry. Oh, fuck you, Morty! Fuck me? Fuck me? You can't fuck me, baby B. Name one thing you have ever been able to fuck me at. One thing! Huh? I lift more weights. I fly better choppers. I have better cars, I screw better women, hell, I screw women. My bling ain't CZ, and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So again, one! Hey, Maury, I gotta side with your brother on this one, man. I mean, you're fucking annoying. I mean, I work in nightclubs, I hang out with gangsters. I meet assholes 24 hours a day. But you? You take the cake, man. Oh, geez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. My little bro who I love more than life itself. And you think that you can interfere with that? Yeah, I think maybe you're taking the tough love thing a little too far, man. I mean, I got sent to juvie when I was 17 years old for shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me.
it didn't fucking work too well. So maybe try a different fucking approach. You know what? I think you might be right. Come on, baby B. Let's hug it out. Yeah? Let's hug it out. Okay! I love you. I love you. I do. I love you. It's just, the truth is I'm jealous. I am. I'm jealous. Jealous that you are dating such a wonderful guy as Lou here. It's Luis. Whatever. I'm only kidding. Come on. Jesus, you guys are a couple of pent-up queens, I swear. Come on. Let's go have some fun, huh? You too, B. Come on. Stop sulking. Jesus, you're pathetic. I love you, but you are such a pussy. Come on. Da, și din gură, băi, nebunule. Așa, deci am fost la Mori și l-am prins cum îl punea pe Bruce să facă flotări. Îl chinuia efectiv, deci nu putea să facă 35 flotări Bruce, dar oricum 34, un număr destul de impresionant după părerea mea. Ce vreau să spun este că Mori exagerează, deci spune că îl iubește pe Bruce și îl chinuie pentru că ține la el, că n-ai fratele lui. Îi spune lui că, bă, frate, eu de acord cu Bruce, băi, Mori, eu mă întâlnesc cu toți nenorociții 24 din 24 la cluburi, mă întâlnesc cu toți gangsterii, toți ferii, dar tu e tortul, frate, tu ești cel mai, nu ne simți, nu știu cum e să, annoying, enervant, da, cel mai enervant, deci, bă, tu ești cel mai enervant, om, iar apoi, Mori, într-un fel, articulează cu ce am spus eu mai devreme, că, bă, frate, eu țin la o frate meu și de asta îl chinuie așa, și apoi dă lui un exemplu că, odată, nu știu dacă traduc bine, s-ar putea să nu traduc bine, cei care știți, comentați-mă în comentarii. A spus lui că un profesor s-a dat odată la sora lui și l-a împușcat lui. Cred că a violat-o, doamna ferește, în fine. L-a împușcat, puf, sănătate. Iar apoi poliția, nu știu cine, a încercat chestia asta dură pe lui și a spus că e pentru binele tău. Dar până la urmă n-a ieșit bine, că nu prea a mers chestia asta. Și apoi Mori, că bă, s-ar putea să ai dreptate. Și îl păcălește pe Bruce, că bine, Bruce, ia-mă în brațe, frate, îmi pare rău. Ești gelos că te întâlnești cu un tip așa de bun ca Luis. Na, nu știu la cine face referință. Poate la Roman, poate nu, habar n-am. A spus că cică glumește și a zis să plecăm să ne distrăm. Ne va spune acum ce vom face. Ne-a dat și ceva cască ca să le auzim. Din păcate, mergem undeva la parcare, la ceva parcare de mașini. Hey, Brucey, bro, it's good to hang with you. I'm really happy you're along on this ride. Mori, bro, are you a fucking with me? Come on, little B. And hey, what do you take me for? It's good to have Lopez along too, right? Hey, the three amigos. Yo, two men and a little cunt. Yeah, you hear that, Brucey? He called you a little cunt. Yeah, I wasn't talking about him, bro. Don't bring down a positive energy, Lopez. Me and my brother are having fun today. Yeah, man, we are. We should do this more often, bro. Oh, B, shit, before I forget, there's this email that I got that I thought you'd be interested in. Oh, yeah? What's that? Well, you see, it's this doctor. He's a fucking genius. Yeah, he says he's made this pill that is gonna sort out that penis problem you got. Fuck off, Mori. I thought you were being cool, bro. No, I am, bro, I swear it. No, this guy can extend your hose by at least 2 to 3 inches. Hey, call me an asshole, but I'd be really psyched if my bro was bagging a 4-inch punch. How's that for cool? Shut up, Mori. The one thing you do got going for you is those roid ravaged beans in your sack. Yeah, anything would look big hanging next to those peanuts, right? Huh? Am I right? Shut the fuck up, Mori. Pathetic. You see this guy, Lopez? What did I tell you? Yeah, I don't know, bro. I tend to stop listening when you open your mouth. Remind me again what you paid for that place in Broker, Brucey. Huh? Oh, and a garage, too. How much did you pay? I don't want to talk about it. And what are those properties worth now? Said I don't want to talk about it, okay? Shit! You see, what did I tell you, Lopez? Overexposed like a stripper in Fleet Week. Only thing more useless than that little pecker of his is his portfolio. Ain't that right, Brucey? Hey, leave him alone, Mori. You're even more annoying than usual. He's a bit like you and Big Tone, actually. Hey, you guys should start a Debtors Anonymous circle jerk together. There's my boy, the loser. Da, pe scurt, și-a bătut pula de Bruce, nici nu o să stau să mai traduc. Și o să vă dau eu un detaliu, un plus de la mine. Noi suntem aici să furăm 3 mașini pentru Mori. Asta facem în misiunea asta, tot. Deci asta e toată misiunea. Are nevoie Mori de încă 2 băieți să transporte încă 2 mașini. Trebuie să fure 3 mașini pentru ceva anume.
Hey, buddy, thanks for the tip-off. Here you go. Oh, thanks, bro. Hey, don't go spend that all in one place, chump. All right, people. Money talks and idiots walk. Bro, give me a car, will you? Push the button. Enjoy that shit, man. Da, deci Mori a dat șpagă acelui individ ce i-a dat tip-off-ul, adică ce i-a spus lui Mori, i-a zis, bă, piticule, vezi că aici sunt mașini, frate, de ce ordeală. A, în fine, hai să vedem, deci să mergem undeva cu ăștia, să ducem mașinile astea undeva. Da, last one e măta, că sunteți scriptați să fiți înaintea mea. Și eu urăsc alt Orange Third. Acel taxi era scriptat să intre în mine, sau era scriptat să ia fix pe acolo. Se pare că Mori a chemat poliția ca să fie chestia mai intensă, auzi? Al dracu. Și cam asta e misiunea. Fucking intense. Yeah. Oh, did you see little Lou here though? He started shitting his panties when the cops showed up. Hey, check it out, Brucey. You know, I think Lou here might be even slightly bigger pussy than you. We're done, right? I mean, we're squared. You got your cars now, so now I don't have to sit here and listen to your tiny man bullshit. Sure, sure, Lou. Sure. You could go. If you're as dumb as you look. Ooh. Excuse me? You got an opportunity here. Look at me. Watch my lips move. I can teach you things. Come on. Think apprentice. Think intern. Minion, yeah. Think squire boy. You following me all around learning to become a business mastermind. No more clubs. No more Tony Queen. You, my friend, could be free. Mori, is this a joke, man? I mean, you're the guy that needs to learn something. Ooh. Shit, you're awful, bro. I mean, maybe someone can teach you the most basic human behavior. Brucey, please, do this guy a favor. Brucey? Me? Yeah, you're the guy in the family with some manners. Whoa. You think that I could learn something from little B here? The marshmallow man. More. This pale piece of turd. All right, cut it out, M. This man is nothing but beyond pathetic. That's it, boy. Cut it out. Yeah. Yeah. Are you kidding? Yeah. Oh, 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 God. Oh, yeah. What the fuck, man? What the fuck are you doing? Oh, God, you know the rule. I'm sorry, Mori. I forgot, man. Never, never in the face. Oh, come on. This is top work up here. You know that I got a weakened septum. Okay. Oh, just don't tell Mom, okay? Okay? Okay. Just, you're gonna take me home. Yeah, shit. Come on, let's go. Okay, come on. Okay. Hey, I'll see you ladies later, okay? Yeah, I'll see you at the club or something. Okay? I heard something. Yeah, deci ăla a fost una dintre cele mai șmechere cutscene, ori cred că nu. Al doilea cel mai șmechere cutscene, primul e ăla cu
Yusuf în ghiloți. Așa. Până să plecăm, îl face Mori pe Luis prost. Deci, zice, zic, întreabă Luis că, bă, frate, gata, poți să pleci acum că ai luat mașinile, suntem chit. Și că da, Luis, du-te, dacă ești la fel de prost cum pari. Și i-a spus că, cică, ascultă-mă pe mine. Poți să lucrezi pentru mine, să fii minionul meu, să fii internul meu, să te învăț cum să fii dita mai afacerist tu și să scap de Tony. Și apoi Luis deja e să supără ce dracu să mai evit. Bă, Mori, tu ești pe bune, mă? Tu ești mă la care ar trebui să înveți ceva. Pe tine ar trebui să te învețe cineva cel mai normal comportament omenesc. Și apoi zice lui Bruce să facă asta. Bă, Bruce, învață-l pe fractul cel mai normal comportament omenesc. Că ăsta n-are așa ceva. Și apoi începe la să râdă că ce mă, Bruce, pe mine să mă învețe ceva? Niciodată. Iar apoi se activează Bruce-ul din GTA 4 și îi fută una în nas. Are ceva operație acolo, nu știu ce înseamnă Wicked Septum. E ceva amuzant, habar n-am ce este și regret că nu știu, dar asta e. Da, revenim la club. Are nevoie Tony de noi la club de data asta. Seară, deci, da. That's what I told him. Hey, I'm all good, baby. How you doing, ID? Hey, Desi. Hey, what's up, man? What's up, man? Tony in? Yeah, he got it a while ago. Enjoy your night. Please, after you. Wow. ID. Okay, good evening, my friend. How are you? See, it's me. Yes, you okay? I'm good. Yes. Okay. Ladies, hide your titties. You're late. Sorry, man. Something came up. No doubt. What's going on? I'm trying to figure a way out of this shit. I got a plan to keep that pair of chumps, Rocco and Vince, happy. Come on. I'll explain as we go. Whoa, just a quick hello. Quick hello. Gentlemen, my name's Tony Prince. Hope you're enjoying yourselves. Ray Bulgari. Tell me, where are the women? Well, they're everywhere. It's, that one over there's a TV starlet. That one there is a model. And that one there, I don't know, but I believe she just signed on with the Derriere campaign. How much? The fuck I mean? No. They're not hookers. It's not that kind of club. Everywhere is that kind of club. You just need to know how much to pay. Yeah, well, listen. Can I buy you a gentleman a drink? Cindy! Cindy, come here! Take care of Mr. Bulger in here. It's good to meet you. Please come back. Enjoy your night. My right-hand man, Luis, will take care of you. Good night. Shock. Thank you. So, gentlemen, more drinks? Yes, please. Let's go. So, how's it going, gentlemen? The faggot is your boss? Sure. Last night for funny times at Bonestar. Hysterical. Where does the coke come from in this place? I don't know about that shit, man. I just make sure people don't get killed. How very boring. I prefer it when they do. You should come back on a busier night then. Normally it's wall-to-wall corpses by midnight. You, I like. Target, not so much. Hey, gentlemen, thank you. Luis, we gotta go. Good night. Gentlemen. Jesus, Russian. Richer than the church. Buy this place, end all our troubles. Yeah, nothing like Russian gangsters to bring a sense of peace and stability to a problem. Yeah, deci s-a întâmplat multe în casino ăsta. Ce să zic? L-am întâlnit pe Desi, l-am întrebat dacă Tony era înăuntru. El ne spune că da, iar apoi lui se observă o fată, să zic așa. Cam pune ochii pe ea. Iar apoi intră în club. În spatele ei era și Roman. Iară să distrează al meu. Bă, frate, să omoară Nico acolo pe front și tu vii la club te distrezi. Oricum, intră lui în club, se întâlnește cu Rocco și vine să-i salută, trece pe lângă ei și apoi merge la fata aia pe care a pus ochii. A dracu se uita așa la el, deci pusese și ea ochii pe el. Se duce lui la ea și din două
trei vorbe o duce în baie. Nu v-am arătat scena aia și nici nu o să vă arăt, pentru că YouTube m-a sancționat pe altceva, pe altă temă, nu pe temă de asta, că nu-s prost, ară prostii. Oricum, nu vreau să risc, îmi pare rău, deci dacă vreți să vezi cați, nu uitați pe ce voi pune altundeva. Iese el din baie, se duce la Tony, îi zice Tony că a întârziat, lui se scuză, ci că s-a întâmplat ceva și Tony cred că își dă seama, ci că no doubt, dar nu-i dă mirare. Ne spune că ci care un plan să-i mențină pe Rocco și Vince fericiți și să mergem. Și până să ieșim din club, ne întâlnim cu Ray Bulgarin, fraților. Ray Bulgarin a venit aici la club, cred că vrea să vadă care e faza. S-a pus Luis lângă ei, l-a lăsat Tony puțin cu ei. L-a întrebat ăla Ray Bulgarin pe Luis că de unde vin drogurile aici. Luis îi spune că nu știe, că el doar se ocupă de bodyguard. El se asigură să nu fie lumea ucisă. Lui Ray îi place de Luis, dar nu de Tony. Îl face prost, fag. Ne spune Tony după ce ne ia înapoi că și că dacă ne cumpără ăștia clubul ne scapă de probleme. Și spune lui să da frate, gangsteri ruși sigur aduc prosperitate și pace unei probleme. Am ieșit afară, suntem foarte limpezi, nu mai zic nimic. Merge la Bahamas Mamas aparent. Bahama Mamas, mă scuzați, nu Bahamas. Now Mamas is more Rocco style than our place. Tell me he's gonna start hanging out with all that bridge and tunnel crowd rather than us. Don't we wish? No, sadly, he just wants you to talk to a lady in there. Yo, T, I ain't heard of no lady for Rocco. They just want you to hit on her. She's an old friend of yours, Monique, from the Derriere store in Suffolk. Monique? Shit. After that thing with her roommate, I don't think that's gonna fly. What they want me hitting on girls for? They want you to get at her boyfriend. He owns the place, but he's in Venturis now. So I'm some fucking gigolo now? Perfect. I never seen you complain about chasing women before. Well, I've never been forced to chase them before. Do what you do best, partner. You ain't coming? You think having a pasted old queen on your arm is some kind of aphrodisiac? Just try and forget it's a job. The day has finally come, T. You've become my pimp. And I finally lost my self-respect. Later, bro. My only vice. You got that right? I apologize. Da, deci aparent Rocco vrea să ne dăm la o fată pe nume Monique. Ea este iubita deținătorului acestui club. Aparent se știe cu Luis. Luis se întâlnise cu ea undeva și, nu știu, făcuse ceva cu ea, nu știu, cred că se culcase cu ea înainte, abar n-am. Dar ci că s-a întâmplat ceva cu colega ei de cameră, cred că a înșelat-o, abar n-am. În fine, acum trebuie să ne dăm din nou la ea ca să dăm de iubitul ei. Aia facem noi aici. Deci Luis este pus să se dea la o fată. Ia uite, ne-a recunoscut asta. În fine, de dansat e foarte easy, pur și simplu mișcați din taste, apăsați W de random, când zice la hold, țineți apăsat pe taste și apăsați click stânga și click dreapta, apăsați non-stop, nu știu cum să zic, spamați cu click stânga și click dreapta. În fine, e destul de easy, eu apăs random, acum W de tot apăs și că trebuie să apăsați părin, nu știu, dacă apăsați mai aici cred că e mai ok. În fine, aici a primit foarte multe puncte, dacă țineți apăsat tastele și spamați cu click-ul. Da, deci cam asta e faza, noi ne dăm la fata asta ca să aflăm informații despre iubitul ei pe care trebuie să-l omorâm. Iubitul ei este plecat în Las Venturas. Take it easy on me, okay? I had a long day. I'm gonna make you forget all about that. I bet you will. Heck, yo, shit. I think Serge wanted to see you outside. Serge just got the night off. Come on. Wait, hold on a minute. I mean, get the fuck out of my way. Move! You. Oh, Vic, you were supposed to be in Venturas. You whore! I paid for those fucking lips, and this is how you repay me? Oh, hold on, I can explain. Puta! Yo, that's not cool, bro. I feel
put your cock in my woman's mouth and you think it's cool? Asshole. Hey! Puteți să fugiți. Jocul vă pune să-l omorâți pe ăla. Vedeți că aveți obiectiv, dar voi puteți efectiv să fugiți de el. Efectiv, deci nu trebuie să-l omor, pot să fug. Și mereu n-am înțeles de ce. Pentru că Rocco voia ca noi să-l omorâm pe ăsta. Uite, nu mai are nicio treabă. Îi se dezactivează AI-ul, mă gândesc. Și jocul nu mai gândește ca enemy. Eu cred că jocul citește că e mort sau ceva genul. Și, na, nu mai l-am omorât. În fine, deci ați văzut și voi ce s-a întâmplat. Luis a vrăjit-o pe aia. Nebuna nici bine n-a dansat o leagă cu el, că i-a și luat paleta în gură. În fine, noi acum trebuie să ne omânăm cu toți gardienii, pentru că ne-a subt aia paleta. Mișto așa. Normal, în lore-ul adevărat al lui The Blood of Gate Noni, noi trebuie să-l omorâm pe ăla acolo, pe Vic ăsta. El acum e mort, dar pentru că eu știam că nu pățesc nimic dacă nu-l omor, a reușit să plece liniștit. Asta era planul lui Rocco, să-l omorâm într-un fel sau altul. Nu știu dacă Rocco știa că nu este plecat Vic și că ne va prinde cu gagica sa. Cam asta e misiunea, ce să zic, destul de nebunească și Luis mare gigolo. Pă bune. Luis! You got Rocco there with you, T? Is he there? What's got into you? Why are you so moody, Luis? You should talk to someone. Yeah, I get moody after I'm nearly killed, Tony. And that's happening a lot right now. Fuck! Monique's boyfriend wasn't a Venturist. The whole fucking club got shot to shit! Okay, I see why you're upset. Get some rest and we'll talk soon. You're keeping us afloat here, Luis. Da, mă, ce să mai zic? L-a sunat Luis pe Tony, era supărat moarte, voia să vorbească cu Rocco să-l înjure, presupun. Da, mă gândesc că Rocco știa că Vic ăla nu-i plecat în Ventura și ăsta era planul lui să ne prindă cu gagica sa și ca lui să-l omoare, că până la urmă asta dorea. O nebunească misiune, Vic ăla trebuie să fie mort, deci să nu băgați în seamă că eu nu l-am omorât, ăla e mort. Na, eu am știut o mică greșeală de la Rockstar. Am revenit și noi ziua următoare, ne-am culcat, ne-am schimbat, ne-am relaxat puțin după ziua aia stresantă și nebunească. Not even. Oh, look who it is! Jesus, you could knock or something. I mean, my heart is beating 200 beats a minute. You almost put me in the hospital. This is good blow. Here, give me some. Oh, no. Oh, yeah. Listen, Gracie, tell your father. Tell him. Tell him you've been selling me coke. He will love that. No. I don't mean that. I mean, tell him I'm okay. You know, tell him I'm on the up. Yeah, tell him if he needs a good fake tan or some hair gel, Rocco can hook him up. Oh, fuck off, Luis. Try it, bro. I'll happily do more time for you. Oh, Luis, you always gotta act so tough. Just have a fucking line and chill out like me. You people. Luis is always such a buzzkill. We're meant to be having fun here. I'm having fun. I am. Where's my fucking phone? This coke is kind of speedy, Rock. Where's Tony? He went out. You better not be spiking me with speed, Rocco. I will be so angry. Where did he go? Who? What is wrong with you, man? You are ruining my buzz, Luis. Tony, where's Tony? He is over there. Oh, yeah, he passed out again. Guy's a fucking mess, Luis. Holding you back. He holds everyone back. No, he doesn't. Get up. No. Come on, get up. Get up, you has-been, no good 1980s throwback relapse junkie fan! What's wrong with you, Tony? Get up, baby! Oh! Ladies and gentlemen, more shots! Oh, hey! What, guys? What's going on? You tell me, boss. What's going on? What? Huh? Why'd you call? I don't know. Because of that thing, T? Come on, that sparkly thing. Wake up, you junky fag. Oh, right. That thing. That shit. Right, that thing. Okay, all right, Luis. All right, we gotta go. All right, ladies, have some fun. Try to keep your septums all in one piece. Jesus, man. Yeah. I feel like a camel shat in my mouth. Oh, well, at the end, it wasn't fun. Here we go. Oh, no. Not again. No. Hold on, guys. I wanna come, too. Fuck off, Evan. This is work. It's not working out. Whatever. Bitch. Come on. So anyway, Sharon, I think I'm gonna sell my car. Oh my god, that is so funny! Wait, what's so funny about that? Absolutely nothing! Oh my god! I'm not ordering these limos. Coke makes me real classy, don't it? You take Evan, Lou. I'll go with the driver. I could do with not talking. Left me with my favorite person. Perfect. Take us out to East Hook, Luis. Come on, chop chop. Yeah,
puțin de explicat aici. Ei bine, vine Luis și găsește pe Rocco, gagică s-a presupun, Gracie, Insolati și Evan la Tony acolo. Îi întreabă unde-i Tony, dar ei erau pe ale lor, erau drogați, venise Rocco cu ceva cocaină. În fine, până la urmă dezvăluie Gracie locația lui Tony. Era fix o leacă mai în spate, leșinat iarăși de la droguri. Nebunii tăi, mamă, că mi l-au terminat pe Tony. În fine, după ce a țipat Rocco-l aia și ce i-a mai băgat Luis capul în apă, s-a trezit Tony și ne-a spus că avem treabă de făcut. Și, na, până să plecăm, spune Gracie Insolati că crede că o să-și vândă mașina. Și râdea, îi se părea amuzant pentru că era drogat, ca să înțelegeți. De-aia râdea ea și fata aia, că erau drogate. Și ăla că era drogat, Rocco alea. Dar, în fine, pe ele le-a luat bine, na, în fine. Ne-a lăsat cu Evan, ci că a luat ceva limuzine, a și uitat că le-a comandat să ne ducă undeva la docurile în East Hook, aparent. Avem treabă acolo. Docurile din East Hook sunt, de fapt, docurile unde Nico Bellic a ajuns la început de joc, dacă ți-ai minte, la început de GTA 4. Acolo, pe prima insulă. A, fix acolo mergem. La același vapor. What exactly we doing, man? Listen, Luis, no offense, but I don't know how much I'm allowed to tell you. What you mean, Evan? Tell me everything you know. Really? I mean, how much information are you privy to? You're just the fucking driver, after all. Yeah, I'm privy enough to know that you're a piece of shit who's using Tony and you're only gonna be hanging around for 2 to 3 months before Tony moves on to another chump. I'm privy to the fact that the coke in your nose and the roids in your veins are gonna send you worse out of control real soon. I'm also privy to the fact that you're gonna be some fat trailer park queen back in the Midwest before you hit 30. Now tell me what the fuck we doing right now! That attitude's not gonna get you anywhere, sweetie. You better say something nice to me. Tell me what's fucking happening. If you say something nice, I'll think about it. You can get Tony fucked up like no one else can, Evan. That nice enough? Oh, sweet. Thank you, Luis. Tony is more fun when I'm around. What do you want to know? What are we doing going to the docks in East Hook? We're buying diamonds, $2 million worth. Ay, Dios mío. Where did Tony get that kind of cash, bro? You don't know everything, do you, Luis? Yeah, I know that money can't be his unless he borrowed it. Where's it from? How the fuck should I know? I'm the looks, not the accountant. Oh yeah, I forgot. You just snort the money. You don't know where it comes from. The money could be Rocco's, it could be Gracie's, who cares? We're getting some ice, baby. Yeah, I don't like the sound of this, bro. See what I mean? Always so serious. Don't worry for once. Tony skimmed 10% off the agreed amount, so we'll have some spending money. Whoop whoop! Gonna hit the shops today, baby! Yeah, even fucking better, bro. Even better. Da, după ce s-a chinuit puțin Luis, Evan i-a dezvăluit că noi mergem la docuri să cumpărăm diamante, $2 million. Aparent are banii ăștia ori de la Rocco, ori de la Gracie, Evan nu știe pentru că pe el nu-l interesează de unde-s banii, el doar îi cheltuie. Da, la docuri cumpărăm diamante de $2 million. Hey, what's going on? Which one is Mr. Tony? That would be me. Are you got what we're looking for? You got the money? Sure, right here. Then I'll get the ice. Hold on. How you feel about this, bro? I think I need another fucking line, okay? It serves me right for leaving the party with you losers. Shut up, idiot. Tony, we cool? Ugh. Let's just get this over with. My head is killing me. My life has been reduced to this bullshit. So no, Luis, we are a long way from cool. But for right now, let's just see what the chef has to say for himself. Yeah, that's what I think. I agree. Ay, cállate, por favor. Yeah. Yeah, all right, this is them. These are great. They're great. But, $2 million. You had your head in the oven? Mr. Tony, I have what they tell you. Perfect clarity, beautiful clarity, well cut, and a shitload of carrots. What do you expect? Tony, they're gorgeous. Just like you. Hey, come on, can we do a handover, please, and get out of here? This is too much. No, ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. You're a chef. Well, cook, yeah. I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we agreed upon, less 10%. Just give us the ice. All right. Hey. Tony, can I hold them? Oh, thank you. Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Evan, take him to the club and don't fuck about, okay? Damn, wait.
Deci, asta este misiunea în care Johnny Klebitz este trimis de Ray Buccino să fure diamantele de la Gay Tony. Este aceeași misiune, doar că e din perspectiva lui Louis de data asta. Țineți minte că Johnny va fugi după Tony's boy, după băiatul lui Tony, care nu este Louis, ci Evan, fraților. Deci Johnny Klebitz îl omoară pe Evan în The Lost and Damned și fură diamantele, pentru că, dacă ați fost atenți la cutscene, Evan îl întreabă pe Tony dacă poate să ține el diamantele. Tony prostul îi le dă și apoi îi-l văd pe Johnny în spate acolo și fug, nu mai apucă să ia diamantele de la Evan și ăla rămâne cu diamantele. Johnny efectiv se duce după Evan, iar noi trebuie să scăpăm de motocicliști. Ca să înțelegeți de ce sunt așa mulți motocicliști de Lost, ei bine, sunt așa mulți pentru că ăștia sunt chapterul de pe prima insulă. Nu sunt ăia din Alderney, nu sunt frații ăia, nu-i Clay, nu-i Terry, Terry și cu Clay, dacă sunt undeva pe aici, sunt cu Johnny după Evan, nu sunt cu noi aici. Cine ne atacă sunt cei de pe prima insulă, The Lost de pe prima insulă, nu de cei de, din Alderney, de unde este Johnny. Țineți minte că Jim i-a spus lui Johnny că va trimite frăția de aici, de pe prima insulă, să ne ajute. Că noi nu mai avem în Alderney frați, precum bine țineți minte, din cauza lui Brian. Bine, nu mai avem, nu, Johnny nu mai are, că noi nu mai jucăm cu Johnny, nu mai suntem noi acum. Cât am tras noi motocicliști, am atras și atenția poliției aparent, trebuie să scăpăm de poliție acum. Shit, Lou, looks like we walked into a military exercise. Fuck, get that tank off the back of us. Get us out of here, Constance. Great, they're coming at us from the air as well. Fuck, blow them up with these, Louis. We're really going for a night today. They'll lock us up and throw away the keys. Sad to say, but that might be the best place for us right now, T. Shit, they shot him! They shot him! Fuck, bro! What are they gonna do? I'll take the wheel, man. Just calm down a minute. Shit, poor Costas. We're gonna lose these fucks. Sorry, Costas, honey. We gotta get out of here. Da, băi, deci din păcate șoferul a fost ucis de un polițist și da, fraților, acum Evan este urmărit, dacă nu deja a fost și ucis de Johnny Klebitz și ăla i-a furat diamantele. Pe scurt, am luat mare țeapă, am dat aproape 2 milioane de dolari, că nu erau 2 milioane de dolari în valiza aia, ci că erau 2 milioane de dolari fără 10%. Deci fără 10% înseamnă încă 100 de mii, era 1 milion 900 de mii, ceva genul. Dacă matematica mai e corectă și nu de baltă. Ne-am luat țeapă. Evan a fugit cu diamantele și diamantele a fost furate de către Johnny Klebitz la ordinul lui Ray Buccino. Așa țeapă să tot avem. We lost him, P. I'll take you home. What happened to Evan? He went the other way with those diamonds. Probably on the next plane to Los Santos, if you ask me. He's not answering his phone. I'll check his bleeder. He's not gonna update some social networking site when a couple of dozen irate bikers are trying to kill him, bro. No one's that vain. Not even him. 10 men, 89 bleeded less than 10 minutes ago. Can't believe it, man. What's it say? Cornered by bikers? Ugh, ugh, ugh. Too young to die? They fucking got him! Jesus, poor bastard. I know! Fuck! Poor Evan. He was a rotten human being. That's why I liked him so much. That fuck got himself killed. And a diamond stolen, I might add. Because he needed to tell the internet about his problems. Or you. I can speak ill of him as much as I fucking want. That's the stupidest thing I ever heard. All right. It was a weird move, I'll give you that. But he's dead. Killed by social networking. He may have cheated on me and stolen from me and put his plastic surgery on the business credit card, but I like the guy and I'm kind of sad, okay? Well, I didn't like him. He's dead and he's still pissing me off. We just lost 2 million on those diamonds. Calm down, Luis. You think your boyfriend had just been killed? Da, deci se pare că handicapatul de Evan, până să fie ucis de Johnny, a intrat pe Twitter-ul din universul GTA 4, din universul HD, ăla e Blitter, nu știu cum dracu e, și a pus tot acolo, că sunt înconjurat de bikeri, prea tânăr să mor. Deci l-a postat pe Twitter, în ghilimele Twitter, până să moară. Să ferească Dumnezeu așa ceva. Bă, ironic că, gen, lumea în perioada asta în care suntem noi acum, în prezentul ăsta, în 2023, așa e lumea. E ca atunci, ca în 2008 sau 9? Cred că 8. Trist. Trist. You really think Evan's dead? I'm sure of it. He bleated, didn't he? I'm sorry, bro. Those diamonds are gone too, Lou. We're really in this shit now. We've got no more cards to play. What the fuck is going to go wrong next? Stay cool and don't get too fucked up on those pills. Or that, Charlie.
or any fucking new shit. Hey, Evan ripped you off and he didn't get away with it. Look at it like that. I'll come see you soon. Sure, whatever. So long, stranger. Da, băi, deci cam asta a fost misiunea destul de nebunească. Țineți minte perfect din The Lost and Damned de perspectiva lui Johnny Klebitz, că n-am făcut-o așa de mult timp, acum o lună, cred. S-a dus Johnny Klebitz după ăla, l-a omorât, i-a luat diamantele, le-a împărțit în două locuri, iar apoi Nico Bellic a venit cu echipa lui Ray Buccino să le ia și, na, apoi aia fură diamantele, Nico îi omoară, le duce la Ray Buccino, da. Cam atât. Îi spune lui Tony să se calmeze, i-a dat o perspectivă amuzantă, pe mine mereu mă face să râd în mintea mea, și că, bă, Tony, nu știu, uite-te și tu, că Evan era să-ți dea țeapă și n-a reușit să scape. Priviște așa situația. Cum să spui mai așa ceva, Doamne, Maica Domnului, știu că-l urăști, știu că era un căcat de om și, Doamne, ajută că a murit. Doamne, ferește, ce-am avut, am... Da, cam asta a fost episodul, eu sper că v-a plăcut, deci vă salut, asta a fost tot.